Cuvântul 33. Despre felul rugăciunii și despre celelalte lucruri privitoare la pomenirea neîncetată, ce se cer neapărat și sunt de folos când cineva citindu-le, le păzește cu dreaptă socoteală. Cea mai bună parte a harului credinței este să fie încredințat cineva despre împlinirea rugăciunii lui prin nădejdea Dumnezeu. Dar siguranța credinței în Dumnezeu nu o dă neștirbirea mărturisirii, deși ea este maica credinței, ci sufletul ce cunoaște adevărul lui Dumnezeu din puterea viețuirii. Odată ce afli în Sfintele Scripturi credința unită cu viețuirea, să nu legi cunoașterea credinței, rămânând la simpla mărturisire dreaptă a ei. Căci credința ce dă siguranță nădejdii nu e înțeleasă niciodată de cei nebotezați sau de cei ce au stricat înțelesul adevărului. Pentru că siguranța credinței se dă celor cu viață înaltă în suflet, pe măsura virtuților ce iau aminte la împlinirea poruncilor Domnului. Meditarea neîncetată a Scripturii este lumina sufletului, căci aceasta întipărește în suflet amintiri folositoare pentru păzirea de patim și pentru stăruirea în dorul de Dumnezeu în curățenia rugăciunii, dar și deschide în fața noastră calea păcii pe urmele sfinților. Totuși, să nu te îndoiești în stihurile rugăciunilor noastre când se fac o multă trezvie și cu străpungere neîncetată, fie rugăciunile, fie citirea din orice vreme. Primește neapărat cuvintele spuse din experiență, din cercare, chiar dacă cel ce le grăiește este neînvățat. Pentru că visteriile cele mari ale împăraților pământului primesc bucuros adausul obolului unui cerșetor și râurile se umplu din micile pârâiașe și din ele se măresc în curgerea lor. Despre paza amintirilor. Dacă amintirea bunătăților înnoiește noi virtutea, când cugetăm la acestea, e vădică și amintirea desfrânării înnoiește în cugetarea noastră o poftă urâtă când ne amintim de ea. Pentru că amintirea fiecăruia din acestea ne întipărește chipul deosebit al faptelor și aduce în cugetarea noastră și ne arată, ca și cu degetul, fie urâțenia gândurilor noastre, fie înălțimea viețuirii noastre, întărind în noi înțelesurile și pornirile, fie ale celor de-a dreapta, fie ale celor de-a stânga, și ne aflăm gândind la ele în ascunsul minții noastre. Și în cugetarea minții noastre ia chip un fel sau altul al viețuirii noastre și astfel ne vedem pururea pe noi înșine. Așadar, nu numai cugetarea ne vatămă pe noi, ci și vederea noastră sufletească și amintirea care le pricinuiește pe acestea. Pe de altă parte, nu numai lucrarea virtuții ajută celui ce o desăvârșește pe ea, ci și felul cugetării care ia chip din amintirea persoanelor ce o lucrează. Iar din acestea se poate cunoaște că cei mai mulți care au ajuns la treapta curăției se învrănicesc totdeauna în cugetarea din timpul nopții de unele vedere sfinte și aceste vederi întipărite în suflete li se fac pricină de bucurie în îndelenicirea înțelegătoare a minții și de aceea se apropie cu căldură de lucrarea virtuților și o flacără îmbelșugată se ivește în ei potrivit dorinței lor. Și spun că sfinții îngeri iau înfățișările unor vederi sfinte, cinstite și bune și se arată sufletului în închipuirile somnului spre înălțarea gândurilor lui, spre bucurie și mângâiere și veselie. Și ziua le mișcă sufletul la contemplarea gândurilor lor. Și lucrarea sufletului se ușurează de bucuria celor sfinte. Tot așa și în înșiruirea războaielor. Cel ce are obiceiul să cugete la cele rele, e atras de către dragi la năluciri potrivite acestora. Căci au înfățișări și arată sufletului năluciri care îl sperie, lucrând în el mai mult în amintirile din timpul zilei. Și uneori îl fac să slăbească din această închipuire, cel înspăimântă alteori, îi arată greutatea viețuirii în liniște și în singurătate și altele de felul acesta. Deci noi, fraților, să ne folosim în luarea aminte la amintiri și la descoperirea stării sufletului în ele, pururea de discernământ. Să luăm seama la amintirile cugetării noastre, cu ce amintiri zăbovim în convorbiri și pe care le alungăm repede de la noi când se apropie de sufletul nostru. Dezăbovim în cele ce ne vin din voia dracilor
care aruncă prilejul patimilor, sau în cele din poftă, sau din iuțimea, sau în cele de la sfinții îngeri, care ne aduc ca pricini de bucurie și de cunoștință, amintirile ce ne trezesc prin gândurile ce le stârnesc, prin apropierea lor de noi, sau prin cele ce ne vin din obișnuințele rele, ce s-au întărit de mai înainte prin simțuri, din care se mișcă în suflet gândurile care ne răpesc în parte prin vreunul sau altul din simțuri. Iar experiența acestor două lucruri o câștigăm prin îndelenicirea cu ele, cu discernământul cuvenit. E vorba de vederea lor și de împlinirea lor cu fapta, dar fiecăruia din ele să facem să-i urmeze o rugăciune deosebită despre deosebirile dragostei. Iubirea ce se ivește din unele lucruri e ca o candelă mică, hrănită cu un dălemn, prin care se susține lumina ei, sau ca un pârâu ce se naște dintr-o ploaie, a cărui curgere încetează atunci când ploaia ce îl susține se oprește. Dar iubirea care are drept cauză pe Dumnezeu e ca un izvor ce țâșnește mereu și a cărui curgere niciodată nu se oprește, căci el singur este izvorul iubirii și al cărui conținut nu se va isprăvi niciodată. Cum poți să te rogi neîmprăștiat? Voiesc să te desfătezi în stihurile slujbei tale și să primești simțirea cuvintelor Duhului rostite de tine? Lasă cu totul cantitatea stihurilor și să nu te îngrijești de măsurile lor sau de grija de a rosti stihurile ce țin de felurile rugăciunii. Și părăsește orice rostire din obișnuință și gândește-te la ceea ce îți spun ele și la ceea ce se istorisește despre citirea vreunuia din cei călăuziți de Dumnezeu. Să stăruie mintea ta în cugetarea lor, până ce sufletul tău se va trezi prin înaltele lor înțelesuri, uimit de economia lui Dumnezeu, și prin aceasta se va mișca fie spre preamărirea lui, fie prin întristarea cea de folos. Să primești orice este în ele, pe rugăciune, și când mintea ta se va întări în acestea, a plecat tulburarea din ea. Căci nu este pacea minții în lucrarea slugii, nota 194, în lucrarea slugii care face lucru de mântuială, nici în libertatea fiilor zăpăceala tulburării. Pentru că tulburarea are obiceiul să fure gustul înțelegerii și al priceperii și să le prădeze de înțelesurile lor, asemenea unei lipitori ce suge viața trupurilor odată cu sângele mândularelor lor. Căci tulburarea trebuie numită de ei cu putință căruța diavolului, deoarece satana are obiceiul să se suie mereu călare pe minte și să aducă cu el toată povara patimilor și să intre în sufletul slăbănogit și să-l scufunde în zăpăceală. Ia seama la aceasta cu tot discernământul, nu fiind vremea rostirii stihurilor cântării tale, ca unul ce primește cuvintele de la altul, ca să nu-ți închipui că înmulțești prea mult lucrarea cugetării și să ieși din străpungerea inimii și din bucuria lor, ci ca de la tine, ca să rostești cuvintele tale ca pe o cerere plină de străpungere și cu pătrunderea discernământului, ca cel ce înțelege lucrul lui cu adevărat, nota 195, să citești cuvintele citite ca exprimând cererile, durerile și laudele tale adresate lui Dumnezeu. Însemnează-ți de unde vine trândăvia și de unde împrăștierea. Trândăvia vine din împrăștierea cugetării și aceasta din nelucrare, din necitire și din întâlniri deșarte sau dintr-un stomac prea plin. Nu trebuie să ne împotrivim gândurilor, ci să le predăm lui Dumnezeu. Cel ce nu se împotrivește gândurilor semănate în noi de vrăjmașul, ci taie convorbirea cu ele prin rugăciune către Dumnezeu, arată că mintea lui a primit înțelepciune de la har și cunoștința lui cea adevărată l-a eliberat pe el de multe lucruri și prin aflarea cărării celei scurte la care a ajuns, a tăiat împrăștierea căii celei lungi, căci nu avem în toată vremea puterea să ne împotrivim tuturor gândurilor ce se ridică împotriva noastră ca să le oprim și de multe ori primim de la ele o rană ce nu se vindecă multă vreme, pentru că ai ca potrivnici pe unii care au 6.000 de ani, nota 196, e vorba de dracii care au fost creați odată cu lumea, deși la Iov 38.7 și la Grigore Teologul se spune că ei au fost creați odată cu toți îngerii înainte de lume.
Nichifor Teotoche socotește că îngerii au fost creați puțin înainte de lumea văzută și în legătură cu ea. Și aceasta îi face în stare ca să te poată răni peste măsura înțelepciunii și înțelegerii tale. Și chiar de-i vei birui, întinăciunea gândurilor îți murdărește cugetul și răul lor miros rămâne multă vreme în mirosul nărilor tale. În primul rând să te faci liber de toate acestea prin frică, pentru că nu-i alt ajutor ca Dumnezeu. Despre lacrimi. Lacrimile din rugăciunea ta sunt un semn al milei lui Dumnezeu, cu care s-a împlinit sufletul tău în pocăința lui, și că ea a fost primită și a început să intre prin lacrimi în câmpia curăției. Căci ochii nu pot vărsa lacrimi de nu vor fi înlăturate gândurile celor trecătoare și de nu vor arunca gândurile tale de la ele grija lumii și nu se va ivi din ele disprețuirea lumii și de nu vor începe să pregătească merindea pentru ieșirea din viața aceasta și de nu vor începe să se miște în suflet gânduri privitoare la unele lucruri din cealaltă viață, căci lacrimile vin din cugetarea cea curată neîmprăștiată, din gândirea multă, neîncetată și neabătută, la cele de mai sus și din amintirea vreunui lucru subțire, care s-a ivit în cugetare și întristează inima prin amintirea lui. Din acestea se înmulțesc lacrimile și sporesc tot mai mult, despre lucrul de mână și despre iubirea de arginți. Când, stăruind în liniștea ta, te apuci de lucru mâinilor, să nu faci din porunca aceasta părinților acoperământ iubirii tale de arginți. Acesta să-ți fie un lucru neînsemnat pentru înlăturarea trândăviei, un lucru care să nu stulbure mintea. Și de dorești să te îndelenicești cu lucrul mâinilor mai mult de dragul milostenii, cunoaște că rugăciunea e mai presus de aceasta în treapta ei. Iar de lucrezi pentru trebuința trupului tău, dacă nu e nesățios, îți ajunge spre împlinirea trebuinței tale, ceea ce îți rânduiește Dumnezeu. Că niciodată n-a lăsat Dumnezeu pe lucrătorii lui să fie lipsiți de cele trecătoare, căci a zis Domnul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă înainte ca voi să le cereți. Matei 6:33. Căci a zis careva dintre sfinți că nu aceasta e vrednicia virtuții viețuirii tale ca să saturi pe cei flămânzi, nici să se facă chilia ta casă de oaspeți pentru străini. Această viețuire e rânduită celor din lume și e lăsată mai degrabă ca un bine pe seama lor, nu pe seama celor retrași din lume și liberi de cele văzute, care își păzesc mintea lor în rugăciune.